Salut și bine ai venit la acest episod special din Romercia, ce se bazează doar pe un singur spot, care, deși e foarte lung, te rog să-l urmărești și să-l asculți cu atenție. Să începem! Rom is for Romania. It's a genuine Romanian chocolate bar wrapped in the national flag since 1964. Its strong taste is well known for offering strong sensation. The problem was that for the young, Rom was starting to become meaningless. Even worse, the economic and political crisis brought Romania's morale to a new low. În primul rând este vorba de reducerea fondului de salarii cu 25%. Young people now think that everything about Romania is just wrong. They actually believe they can make something of themselves only by going to another country. Things were not good for a chocolate with the national flag on it. The solution was radical. Our only shot with the young was not to follow them blindly, but to challenge their national ego. Next thing, we triggered a hot public debate by changing the well-known ROM overnight from this to this. The new ROM came with its own launch campaign in English. We Americans know about stars. We have stars on our flag. We reach the stars when we put a man on the moon. Now, ROM's a star too. How? We replace the Romanian flag with the American one, so Romanians can shine on too. Try the new ROM with the American flag with the taste of coolness. Suntem români, n-avem nevoie să îmbrăcăm un produs românesc într-un steag american ca să fie bun. Chiar frustrat pentru că e simbolul nostru național. Chiar nu mi se pare corect față de țara noastră, știi? The outdoors surprised the Romanians with even more annoying punchlines. It looked like an American takeover. The ads directed everybody to the campaign's website and Facebook page to join the debate. People assaulted the internet by the thousands to defend the Romanian flag and values. More than 10 causes started simultaneously on Facebook, dozens of blogs commented, and YouTube films fought for the old ROM. I live in Romania. I drive a Romanian car. And I eat the most traditional Romanian chocolate bar ROM. Then why the fuck am I speaking English? Moreover, supporters even organized a flash mob. Our specially created team responded in real time to the comments and fed the debate. E vorba de o campanie ceva mai uștită. Cineva își bate joc de noi. After one intense patriotic week, we brought back the old ROM. Hello again! Rumor has it you're not at all happy with the American flag on ROM. It was a joke. I'm just funny. ROM stays ROM no matter what. Romanian flag and all. Senzații tare românești, băieți! The debate extended into primetime TV shows and public events. And, as the final move, we launched the ROM anthem featuring real people. In the first 2 weeks only, the campaign reached 67% of Romanians and generated €300,000 worth of free publicity. In the first 6 days alone, ROM's website had thousands of comments, Facebook fans rose by 300%, and supporters launched petitions. All brand image indicators have exploded. But, most importantly, ROM ousted the leader to become Romanian's most popular chocolate bar with 79% increase. In the end, ROM outperformed the markets by 20% in the most relevant channels, while the American ROM sold out. După cum se poate vedea, acesta n-a fost un spot publicitar pentru ciocolata ROM, ci un spot publicitar despre cum ROM a fost promovat de către McCann Erickson, deci astăzi vom vorbi un pic despre agenții, campanii și percepții publice. Campania a apelat la spiritul patriotic al românilor prin a-i revolta, schimbându-le fața ciocolatei ROM cu una americană, după care revenind și spunându-le, stați liniștiți, ROM e tot a voastră. A fost pe lângă o campanie excelentă și un studiu social, mă refer efectiv la campania ROM. Acest din urmă spot pe care doar ce l-am urmărit reprezintă dezvăluirea intențiilor companiei, deci este un spot publicitar despre cât de bine McCann și-a făcut treaba. Este precum un iluzionist ce își dezvăluie ultimul număr și modul în care a fost făcut, ceea ce te face ca spectator să îi apreciezi și mai mult munca. Diferența este poate că din partea unui iluzionist te aștepți sau chiar vrei să fii păcălit, pe când din partea unei campanii consumatorul de rând se așteaptă să nu fie și este cu atât mai surprins când este și cum este păcălit.
Este exact ca un film bun ce pe parcursul său îți arată ceea ce trebuie pentru ca la sfârșit să dezvăluie totul și să te facă să zici: "Aaa, awesome!" McCann a decis să revolte în campania sa pentru rom, făcând schimbarea de la "te rog frumos să te uiți consumatorule" la "consumatorule, vrei să te uiți sau nu, treaba ta, noi te-am schimbat steagul cu cel al Americii." Acest din urmă spot pe care noi l-am urmărit nu face decât să completeze acest al doilea statement cu "dar știam că o să te uiți oricum." Ceea ce McCann a știut despre noi ca oameni și mai ales ca români este că nu știm să ne revoltăm sau să apreciem ceva decât după ce suntem în pericol de a pierde acel ceva. Că l-am iubit la nebunie doar atunci când mi s-a luat. Suntem ca un părinte care își critică constant copiii, dar după ce ai lui copii sunt criticați de către altcineva, acesta devine deodată defensiv. Suntem ca bărbatul care nu-și apreciază soția decât după ce aceasta e curtată de alții, suntem ca românii care n-au dat doi bani pe Roșia Montana decât după ce aceasta a fost în pericol ca alții să profite de pe urma ei. Hai spune tu cât de revoltat erai de Roșia Montana în 2009. Nici tu? Nici eu, stai liniștit. Acum să vorbim un pic despre identitate națională. Cine are mai mult respect din partea ta? Un român care are capacitatea și dorința de muncă, dar care în țara lui moare de foame și nu este apreciat? Sau un român care s-a mutat afară să muncească, care după cheltuieri duce un trai liniștit alături de familia sa? Mai mult decât atât, este de apreciat dacă în afară s-a realizat că la noi nu a putut? Ești mândru de acel român? Dar dacă el nu e mândru de țara lui, îl poți învinovăți? Ce înseamnă erou pentru tine, dragă spectator al meu? Un om care moare de foame alături de tine în țara ta? Un om care nu-și va atinge niciodată potențialul aici? Sau un om care a făcut-o deja în altă țară? Știu ce probabil o să spui. Cel care a plecat, atâta timp când nu uită de unde a plecat, nu? Nu uită, stai liniștit, de-aia a plecat. Acestea sunt întrebările pe care noi trebuie să ni le punem pentru a înțelege cu adevărat ce simțim noi ca oameni, pentru noi ca români. Totul bine până acum. Ceea ce nu îmi place la cum McCann își prezintă campania este că după ce au revenit și au spus totul a fost o păcăleală, nu s-au oprit acolo lăsându-ne să contemplăm la ceea ce ni s-a întâmplat și de ce. În schimb au venit cu acea melodie cântată de Real People. We launched the Rom Anthem featuring Real People. In the first 2 weeks only, the campaign reached... Și au înlocuit hârtia igienică din casa oamenilor cu limba McCann Erickson, reasigurându-i pe român nu numai că ciocolata e a lor, dar că totul este despre unitate și iubire. Asta în loc să ne lase să realizăm cât de ușor suntem manipulați când ni se flutură în față un concept atât de distorsionat în ziua de azi, precum naționalismul. Și trebuie să realizăm cât de dobitoci suntem ca nație după numărul românilor ce s-au revoltat, crezând că un takeover se face atât de evident. Dude, un takeover se face subtil, cum ar fi faptul că Cadbury a cumpărat Candia, compania ce deține Rom, în 2007 pe 100 de milioane de euro. Ce e ironic e că în anul 2010, în timp ce campania rula, compania Cadbury ce deținea Rom a fost cumpărată de Kraft Foods, o companie americană. Pam, pam, pam! Deci ce McCann a făcut practic este să facă un cântecel despre cum Rom este tot al României și noi să aplaudăm, în timp ce compania era deținută de cei ce ne-au revoltat in the first place. Ce este și mai ironic este că cel mai onest moment al campaniei a fost când ciocolata era învelită în steagul american. Dar dacă te încălzește cu ceva ulterior, compania a fost cumpărată de Julius Mayne, o companie austriacă. Nu mă înțelege greșit. Nu cred că e nimic neregulă cu corporațiile străine ce investesc în România. Unde McCann a greșit este că nu s-a oprit la timp, ci a continuat cu această strângere de mână reasigurantă, în loc să ne lase să reflectăm asupra celor întâmplate. Dar bineînțeles că nu au greșit, pentru că puțini dintre noi au putut observa ce s-a întâmplat de fapt. Lupta dintre copywriterii campaniilor din agenții și clienți dictează de cele mai multe ori cum aceasta va arăta și ce va transmite. Așa că McCann Erickson este foarte de lăudat pentru această campanie, dar mai de lăudat este Rom pentru că a acceptat această schimbare drastică, fie și temporară, a produsului lor. Din partea mea, campania în sine primește nota Icon. Dar acest spot ce noi l-am urmărit al lui McCann despre ei însăși reprezintă o promovare slabă a muncilor bune. Doar atât pentru acest nou episod de azi. Dacă ai înțeles ce vreau să spun, te rog frumos să distribui mai departe. Până data viitoare... Am fost Cosmin, ceau!